India Târgoviște se va confrunta sâmbătă 13 aprilie de la ora 11 pe teren propriu cu ocupanta locului 2, Delta Tulcea. Pe umerii formației lui Eusebiu Tudor, căzând o presiune destul de mare, având în vedere că se află într-o zonă întunecată a clasamentului și că la startul partidei lotul nu poate răspunde prezent în formație completă. Vor lipsi Dobre și cu Băduț, cartonașe galbene. Da. Și să vedem, mai avem 1-2 jucători care să vedem până la ora jocului dacă vor fi apți pentru joc. Și Rădoi care mai vechi, Mihăiescu care la fel suspendare. Pentru confruntarea din acest weekend, antrenorul târgoviștenilor își dorește ca jucătorii săi să-și găsească echilibru, reușind să înlăture blocajul psihic, care este considerat un factor important pentru înfrângerile suferite. Meciuri bune și rezultate pozitive, o mare parte din ele, cu excepția acelui meci cu Buftea. Eu sunt sigur că spectatorii din Târgoviște vor veni un număr mare la meci și ne vor ajuta și ne vor susține așa cum au făcut-o la toate meciurile. Din punctul ăsta de vedere, noi nu avem ce să reproșăm. Noi suntem datori acest moment și eu sper ca pentru un joc bun și pentru un rezultat bun să aducem în etapele viitoare un număr și mai mare. Dar să știți că situația... Cum să strânim motivația jucătorilor? Situația în jurul echipei a fost aceeași și când au fost probleme financiare și când nu au fost. Pentru că jucătorii s-au comportat la fel și atunci. Cum se comportă și acum. Și atunci când aveau restanțe de 3, 4, 5 luni, știu cât au avut ei restanțe, niciodată, vorbesc de când am intrat la echipă, nu m-au întrebat când își vor lua banii. Li s-au spus într-o zi că își vor recupera banii și de atunci discuția s-a terminat. Deci atunci am văzut și eu caracterele jucătorilor, pentru că caracterele jucătorilor se văd în momentele grele. M-am spus, este vorba de a câștiga un joc și, pe urmă, eu sunt sigur că jucătorii se vor descătușa. La fel a fost și în turul campionatului și după meciul cu Botoșani am avut 5 jocuri în care nu am mai pierdut. Deci asta, eu sunt convins de acest lucru pentru că ei vor recăpăta încrederea. Deși am jucat 4 meciuri până acum, 3 au fost în deplasare la adversari buni și foarte buni. De părere că o victorie înregistrată ar însemna foarte mult pentru moralul jucătorilor și i-ar ajuta să revină la forma pe care au avut-o înainte, este și Honciu Georgian, care a fost autocritic și a menționat că ei sunt singurii vinovați și tot ei trebuie să o scoată la capăt. E atmosferă bună că am uitat meciul de la Otopeni și trebuie să menținem atmosfera bună ca să putem să facem un joc bun cu Tulcea, ca să putem să câștigăm, să ne revenim. Simțim că nu asta ne e valoarea, dar ați văzut și noi asta ce s-a întâmplat. Numai noi suntem vinovați și noi putem să scoatem asta la cap. Să vină cât mai mult la stadion să ne susțină, exact cum au făcut și cu sportul și în alte meciuri care am jucat acasă. Sâmbătă 13 aprilie de la ora 11, toți iubitorii fotbalului dâmbovițean sunt așteptați la stadionul Eugen Popescu. Chindia Târgoviște va fi gazda celor de la Delta Tulcea.